prezinte acest proiect din două motive. Primul motiv, pentru că vreau să nu rămânesc cu impresia că vreau sau aș vrea sau mi-aș dori vreodată să închidem spitalul acesta. Îmi doresc doar să devină secție cu fonduri mai bune din partea Casei de Asigurări de Sănătate, da? Și cu o diminuare a cheltuielor. Ați văzut 233 de parte. Avem de gând să menținem secția de obstetrică ginecologie în condiții avantajoase pentru Spitalul Județean, pentru că nu putem să-i atârnăm Spitalul Județean o povară foarte mare pe care să o susținem din punct de vedere financiar. Tocmai din acest motiv am discutat cu doamna manager și am apreciat faptul că se gândește atât la radiologie, care este foarte bună pentru că este bănoasă, doi, acea secție de boli paliative, la fel, plus secția de fertilizare in vitro. Toate acestea sunt aducătoare de venituri. În același timp, sunt conștient că suma vă poate părea mare, dar credeți-mă, la cât costă metru pătrat în acest moment construit. Nu este o cifră metru pătrat în ceea ce înseamnă în acest domeniu, în sănătate. Și am discutat cu doamna ministru și să știți că pe creditul pe care îl are cu Banca Mondială ne poate sprijini cu bani. Dacă anul acesta am primit 10 milioane de lei pentru dotări la Spitalul Județean, vă dați seama că pentru o astfel de renovare, o astfel de modernizare, care include și o parte de dotare, poate să ne ajute cu mai mulți bani din partea Ministerului Sănătății din acel credit pe Banca Mondială. Eu am considerat că ideea doamnei este una foarte bună.